Astăzi veți veni și dimineața era biserica mai plină, dar acum oamenii s-au pus să se întâlnească cu lindătorii. Oricum în numele tuturor creștinilor, oricum în numele credincioșilor din municipiul Vâlți, dați-mi voie să vă felicit cu nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos și să vă doresc de la Dumnezeu ajutor, să vă dorim sănătate, dură, să aveți ani mulți, să aveți o echipă, prieteni, să vă trimată Dumnezeu în care numai oameni buni. Cele rele să se sperie, cei răi să se ducă într-o parte, pentru că cu bunătate, cu frumusețe și cu sfințenie vom face oamenilor, domn de primar, fraților, sororilor, viața noastră în Domnul. Permiteți-mi prima întâlnire. Domnul primar, am zis, domn primar, că vin cu iconiță simbolul creștinătății, simbolul nașterii Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Haideți, vă rog, vă rog. Și dați-mi voie, dați-mi voie ca această iconiță să da, dați-mi voie. Și deși știu că nu vă plac și dulcele, mai bine ar fi un acrișor, dar totuși cu minte la voi sunt dulce și o iconiță. Domnul primar, fiți primul astăzi. O colindă pentru domnul primar, vă rog. Da, da. Acum preoții, vă rog să veniți cu asemenea cadouri în adresa tuturor. Poate ne spuneți câteva cuvinte? Da? Vă rog un microfon. Fără microfon. Stați un pic, stați un pic, un pic. Un pic. Переживается им, я думаю, что они найдут полную реализацию в нашей жизни. И потому и говорим, помогай вам Господь Бог, а вы помолитесь. А давайте мы все вместе помолимся, потому что, в конечном итоге, город Бельце – это наш общий дом, и потому нам в нем жить вместе, и только вместе нам строить свое будущее. Добрый мар!
Și după aceasta, tradițional, o colindă numai decât că da, și ăsta e vapros, mă invităm și cu dumneavoastră de acesta, așa că doar două minute, până când noi facem aici. Eu vreau pe o fetiță care n-am văzut-o de jumătate de an, să-i fac, să-i mânesc personal, colinda, colinda. Da, sunt bucuros să te văd, unde ai crepătat, ah, nu știu, băi, Dumnezeu, Doamne ajută! Doamne ajută tuturor! Bine, da. Thank you.